Sezonul de premii în cinematografia mondială ia startul duminică, odată cu gala Globurilor de Aur de peste ocean. Pe continentul nostru, în schimb, mai este o lună până la premiile BAFTA din Marea Britanie, iar astăzi au fost anunțați și favoriții, peliculele Gravity și 12 ani de sclavie, care acum este și la noi în cinematografe, conduc detașat cu cele mai multe nominalizări. Totodată, actrița Judi Dench a stabilit un nou record, primind cea de-a 15-a nominalizare din carieră pentru rolul din drama Filomena. Premiile Academiei de Film și Televiziune Britanice vor fi decernate pe 16 februarie, evident, la Londra.